Ar fi trebuit să petreacă o vacanță de vis împreună cu soțul ei, dar a fost despărțit și a fost deportată. Au plecat în Mexic printr-o agenție de turism din România, însă totul s-a năruit chiar pe aeroport. Vacanța de visa unor români s-a transformat într-un adevărat coșmar după ce, deși erau familie, au fost despărțiți de autorități imediat ce au ajuns pe aeroport, închiși în celule, amenințați cu arestul și apoi deportați în România. Chiar dacă la prima vedere o vacanță în Mexic te face să visezi la paradis, totul se poate transforma într-un nead în momentul în care aterizezi pe aeroport și ajungi la poliția de frontieră pentru a primi viza de intrare. O femeie împreună cu soțul ei și alți turiști au plecat împreună către destinația Cancun. Soțului i-au acordat viza, iar pe ea au deportat-o fără să mai ia legătura cu el. Astfel, în timp ce ea este în România, soțul se află încă în Cancun, fără bani, pentru că, din momentul aterizării în Mexic, cei doi nu s-au mai văzut, iar banii au rămas la ea. Întrebată cum se descurcă bărbatul fără bani, având în vedere că încearcă să găsească un zbor spre România, ne-a povestit că el a reușit să împrumute bani de la o doamnă al cărui soț era cu mine în avion și el deportat fără bani, iar eu i-am dat banii domnului.